Ia să vedem ce fac și ceilalți. Stau ca triști. De ce? Tu ești vesel? Da. De ce atâta veselie pe capul tău? De ce? Da. Păi unde? Nu mai simți nimic? Nu să-mi impun. Să nu mai arăt. Am înțeles. Bună ziua! Bună ziua! Haideți repede încoace! Cu toții, cu toatele! Andreea, ești fericită? Ești mai bine acum? Ți-a mai trecut dorul de a pleca? Iar suferi? Da. Ție sau lui Mădălin? Și mai reziști aici? Vrei să dăm și noi o șansă? Eu nu suport pisicii. E un membru al casei. Știți cum sunt bătrâne? Bă, știți cum sunt femeile ajunse la o anumită vârstă? Stau cu pisicii. Pe singurătate. Da, bine. Nu? Așa se corți tu între labrador și... Mamă, dar ce bine arăt. Mamă. Am mai multe vești pentru voi. Să încep una... Aoleu, hai Bianca. De unde veniți? Eu de la ultimii baie. Așa. De la baie. Eu de la baie. Și el? Nu știu. De unde vii, Jador? Să mai emoționezi sau ce să faci? Deci sunteți un cuplu? Sunteți un cuplu sau doar asta e pentru faptul că te-a supărat ieri? Păi... Nu, că nu era supărată pe mine când... Puțin, da. Am decizia o părție? Un pic, da. Da, puțin. Păi ce-am mai făcut? Păi și tu ai spus că eram supărată pe tine, ai uitat? Erai supărată pentru că am folosit un cuvânt urât. Nu, mai multe. Mai multe? Dar nu... nu pentru mine, nu despre mine, nu. Aniela. Adică vorbește urât? Nu folosește cuvintele care ar trebui să le folosească atunci când vrea să zică ceva. Nu, ea vrea să spună că eu folosesc mai mult jargoane decât niște cuvinte mai puțin mai elevate. Dulce, mai dulci, ca să zic așa. Adică în loc de picior bulan. Mai. Sunteți foarte frumoși și foarte drăgălași. Poți să sunim ei? Și vă place să faceți greșeli. Vă place să încălcați regulamentul acestei emisiuni. V-am promis niște pedepse. Și cred că a venit momentul să le aflăm. Andy, ai vorbit foarte urât. În prezența mea, chiar și în prezența mea. Când vin eu aici, voi aveți voie să faceți ce vreți voi. Când nu sunt eu aici, dar când vin eu... V-am rugat să vă abțineți, să vă jigniți sau să folosiți fel și fel de cuvinte. Nu vă mai zic de luat la bătaie sau amenințări și alte lucruri. Cine a mai greșit? Adrian, a intrat în casa fetelor când nu aveai voie să intri. Eu am zis să merg cu liderul să o ajut pe Marina, să iau pe Marina. Nu. A intrat și le-ai vorbit foarte urât și Biancăi și Siminei. Da, recunosc că mi-asum. Da. Ele nu-și băteau joc de inima ta, de inelele tale. Dar ele făceau ceva... comic. Mă rog. Nici, nu comic, ceva drăguț, ceva visau și ele. Seama, nu. Exact. Adrian, nu au râs de inelele tale. Eu atunci... Așa ai simțit. Asta am simțit, dacă asta nu simțit. Aveai voie să intri să faci acel lucru, așteptai. Tare. Și cel mai important, Jador a intrat cu telefonul în emisiune. Voi trebuie să petreceți aici, în această emisiune, în această casă, 8 ore. În aceste 8 ore nu aveți voie să utilizați telefoanele. Decât așa dacă ferească Dumnezeu, vi-l cer eu. Dacă vi-l cer eu, da, veniți cu telefonul. Dacă eu nu vi-l cer, voi nu veniți cu telefonul. Ok, mi-asum. Îți asum? Da. Perfect. Bun. Dar nu cere să nu mă văd cu Simina. Pentru că... Dar stai să vezi care e pedeapsa. Așteaptă. Pentru că sunt mai multe greșeli. Și am zis să nu arunc cu cartonașe galbene în stânga și în dreapta. S-a luat o hotărâre. Veți fi pedepsiți cu toții pentru aceste greșeli. Săptămâna viitoare, ușile caselor vor fi închise din nou. Felicitări! Bine! Bine! Uite, așa-mi place. Da. Ce să zic?
Așa, mie îmi place foarte mult. Dar să fie închise. Da, să fie închise de tot. Dintr-o parte în alta, să se încalce din nou regula, să fim din nou pedepsiți. Viorela, sunt niște cameramani care trebuie să intre acolo. Cum ar fi să dăm cheia de la unul la altul? Hai cu cheia, hai cu cheia, deschide, hai să intru. Stai să ies. Vor fi pedepsiți. Este foarte simplu. Mereu. De ce nu-l puteți respecta pe acest regulament? De ce nu-l puteți respecta? De ce trebuie să ce, să vă obligăm? Da, eu sincer să fiu, nu am știut că nu am băgat telefon. Sunt inimii. Păi da, eu am vrut să când fac veniți în această emisiune, vi se spune clar, nu ai voie să faci asta. Mă așteptam la răspunsul ăsta din partea ta. Mă așteptam. Eram sigură că o să spui. Nu știam. Dar ai văzut pe cineva cu telefonul? Și-a făcut cineva vreun selfie? A stat pe Instagram, a dat un mesaj, a vorbit la telefon. Ai văzut pe cineva pe aici? Că eu n-am văzut. L-am avertizat, i-am spus, el vrea să facă și o poză la tortul pe care mi l-a dat. I-am spus eu că nu are voie. I-ai spus? Da, i-am spus că nu are voie. Bravo, astăzi, liderule. Da. Și ce a făcut? L-a băgat în buzunar după ce i-am spus asta că nu a știut. Degeaba, cu faptul este consumat, subliniez. Îmi asum, da, e adevărat, dar n-am știut, n-am știut. Da. Nu mi se pare deloc corect, Andreea. Unul pentru toți și toți pentru unul. Pentru noi ceilalți, pentru că ei greșesc, a greșit. Nici mie. Nici Andreea, uite, Andreea, mie mi se pare corect, pentru că suntem într-o casă și unul pentru toți, pentru unul, da? Suferim la comun. Da, dar noi nu trebuie să plătim pentru greșelile tale, Adrian. Pentru că atunci când s-au închis ușile caselor, da? Pentru prima tot dată... Tot greșești, tot tu vorbești, Adrian, te rog frumos. Băi, eu n-am greșit atunci. Tu ai intrat în casă, ai încălcat și tu regula, de-aia suntem pe... Nu, m-am referit când s-au închis pentru prima dată ușile caselor, da? Nu eram eu aici. Eu n-am făcut nimic greșit. Nu eram eu aici, ok. Poftim? Nu, păi vezi, dacă nu, acum s-au închis ușile când ai... Liderii caselor... Ei, nu, mă, nu. Liderii... Nu mă auzi? Nu te simți lider? Ba da. În curând, doar voi veți fi pedepsiți dacă nu sunteți atenți la astfel de detalii. Sunt detalii foarte mici care contează foarte mult. Nu stăm să dăm cheia din mână în mână ca să închidem ușa pentru că nu sunteți voi capabili să respectați o regulă. Este foarte simplu. Nu are voie, punct! Fie că ușa e închisă sau deschisă. Nu contează. Nu are voie să intre. Și ce spune liderul aia să se facă? Să înțeleagă toți, nu să se ia la mișto și să facă alte chestii. De asta sunteți lideri. N-aveți degeaba insignele alea în piept. Impuneți-vă puțin. Eu sincer vă spun, ieri am crezut că Adrian vrea să se descalifice, pentru că eu știam că dacă treci dintr-o parte în alta, ești descalificat. L-am văzut foarte nervos, am zis gata, asta e alegerea lui. Asta am crezut eu. În curând, pentru că într-adevăr nu este corect, la următoarele greșeli, liderii vor fi cei care vor avea de suferit. Ca să știți. Împreună cu cei care greșesc, bineînțeles. Total de dar să ne asculte, Andreea, și ei, că eu nu pot să le iau la da, dar vreau să te aud cum îi spui, da. Nu ai voie. Da. Vreau să te aud. A, doar atât. Dar ți-am spus, Gea, doar azi că n-ai voie cu telefonul. Da, dar n-am știut. Are dreptate, eu n-am știut. De acum nu mai eu. Bun. V-am spus că această săptămână este săptămâna revenirilor. Celor care, iată, au fost eliminați. Și vine cineva astăzi? Își doresc să se întoarcă aici, în această casă și în această emisiune. În josul tablei, în partea stângă, nu prea se mai vede dar poza, dar se vede scrisul. Este vorba de Ricardo. Cine i-a dat foc? Adrian. Cine i-a dat foc? Cine i-a dat foc? Cine i-a dat foc? Oare i-a dat foc? Vreau să știu. Adrian, tu? Da. De ce? Am zis să dau un fel de umbră, că nu era făcută bine poza. N-am mers la solar, era prea alb da. Și am înțeles. Da, trebuia să spui că îi dai foc și la propriu și la figurat. Mm-hmm. Deci dacă se va întoarce Ricardo aici în această casă, ce o să se întâmple? O să dau una cu el că intră în casă, da? Și în rest să-și vadă de motivul pentru care o să se întoarcă. Și anume să o cunoască pe Raluca mai bine. Da? N-ai nimic împotrivă? Am înțeles. Iar tu ce faci? Lupți pentru Simina? Poftim? Lupți ca să o cunoști mai bine pe Simina? A, nu, eu vreau să vină o fată nouă în casă pentru mine. Serios? Să fie așa brunetă, să fie cum îmi place mie. Wow! Păi de ce? Dacă Raluca are dreptul să cunoască pe cineva și a zis că nu ar da înapoi, cu toate că poate nu ar face o relație, dar să mai gândești, eu de ce n-am voie să fac chestia asta? Cu toate că, na, încă ne mai iubim și așa, dar... De ce? Eu de ce n-am dreptul da? Să cunosc pe cineva?
Ai dreptate. Pentru că toată lumea o să... Sunt sigur că o să mă ajute toată lumea pentru gestul pe care l-am făcut și așa. Dar am făcut ca am simțit. Acum, dacă eu fac de mâncare, tu nu vrei să mănânci, ce vrei să fac cu mâncarea? O arunc. Sau mănânc altcineva. V-am spus exact. Că veți avea și voi un cuvânt de spus în privința celor care se vor întoarce aici în această casă, dintre cei eliminați. Ei bine, a venit ziua și momentul ca să votați. A, deci ele deja aici. Fiecare dintre voi va merge în grădină. Acolo sunt două cutii. Una pentru băieți și una pentru fete. Veți vota o fată și un băiat pe care vi-l doriți înapoi aici, în casă. Super! Vă gândiți bine și mergeți pe rând în grădină să votați. Și apropo de asta, ca să vă reîmprospătez așa memoria, cu cine ați vrea să mai stăm de vorbă dintre cei eliminați? Pe Mădălin, dacă ar fi să-l puneți pe Răposatul pe Skype, de ce faci asta și pune... publică pe internet și pe grupuri poze cu noi intime care le-am avut de aici. Intime private. Private, scuze. Da, ar fi interesant. Ar fi interesant? Da. Interesant, da. Vrei să ne spargi televizorul, Ștefan? Nu, dar Ștefan se chinuie de câteva zile să dea de el și nu poate. De ce? Nu-i răspunde. De ce? Ce vrei să-i spui? Nimic. Haide, spune-i. Nimic. Spune-i. Da, nu cred că s-ar auzi doar bii. Dar de ce? Ce-a făcut? Nimic. Ce ți-a făcut ție? Am o frate, zice ce a făcut. Publică tot felul de prostii despre Viorela. Despre Viorela? Da. Foarte urâte, foarte urâte. Foarte urâte. Ce anume? Tot felul de texte, de abureli prostii de ale lui. Adică? Spuneți-mi. Îi creează o imagine Viorelei de... urât. Foarte urât. Deci eu nu înțeleg de ce face asta. Nu mai sunt împreună, au fost o săptămână. A fost aici. Nu ți-a zis nimic? Păi da, n-a zis nimic aici. Vă dați seama. Bro, era aici cu zâmbetul pe buze. Aici era lapte și miere. Vă dați seama ce pot să zică dacă sunt aici. Dar ce anume? Ce spune? Chestii, că a aflat el chestii din trecutul meu cu fostul meu iubit și alte chestii, cum că fostul meu iubit, cel care am stat 4 ani, era semi-alcoolic și că noi mergeam la petreceri și după eu mergeam cu alți bărbați, dar fostul meu iubit n-avea nimic împotrivă că eu mă duceam cu alți bărbați, deci nu mai e chestii din astea. Adică el consuma un pic mai mult alcool și n-avea cine să conducă mașina și mai luați pe cineva, nu? Să conducă mașina până acasă, că el consumase prea mult alcool. Dar nu mai paperează din asta. Asta cu alcoolul parcă s-a spus și despre el, nu? Despre Mădălin. Da. Nu? Din ce mi-aduc eu de acolo cred că a pornit frustrarea aia. Da, cred. Am înțeles. Da. Și tu ești deranjat de lucrurile astea? Foarte. Serios? Păi de ce te consum? Nu mă consum, dar nu îmi place să vorbească cineva urât despre Viorela. Iauzi, j-ador. Nici măcar un cuplu. Iauzi, și omul este în România. Este în România, nici măcar nu este aici. Și pare foarte rău. Omul ăsta era dărâmat ieri. Dacă aș fi spus ceva... Hai că am văzut că ai încercat să-i spui astăzi, dar tot nu ți-a ieșit. I-am spus, dar au zis că nu mai zice. Soniniezi. Da, facem legătura, chiar aș vrea să... Mai zici? Ce ai vrea să-i spui? Fără mai zici, mă? Să răspund la telefon. Nu pot să garantez, dar încerc. Da, ia, imaginează-ți că este aici, ce îi spune? Nu pot, trebuie să-l văd, chiar vreau să-l văd. Vreau să-l văd. Uite-te la poza lui. Da, vreau să-l văd live. Dai niște umbre pe la față. Foarte, da. Foarte. Dar dacă ar fi aici, ce îi face? Dau cu stânga bine, dau cu dreapta bine. Așa? Nu. Nu. Nu, el are ceva cu dulapul. Am trecut măsura. Da. Am trecut măsura. Foarte mult. Și totuși, dacă va veni aici, în această casă, înapoi... Din nou? Te rog din suflet. Dacă ți se propune, rămâi acasă.